lista de protocol. Nu vreau să calific în niciun fel. M-a durut inima și îi spun așa, îl cunosc pe Ilie de 30 ceva de ani. Ilie, te rog eu frumos, și eu în numele multor, multor români care au fost consternați, ne cerem scuze. Își cer scuze și ne cerem scuze. Nu poți să-l dai afară. Cum e Mircea să-l dai afară pe Ilie Năstase de la parada militară? Am fost în foarte multe țări occidentale, pe mai multe continente, unde pe lumea, când vorbești de România, în afară de Dracula, pe care Nadia, îl leagă Hagi, vag, Ilie. Exact, Ceaușescu, Nadia, Hagi și Ilie. Ilie. Corect. L-au dat afară. Azi, de la 1 decembrie. Asta înseamnă România pentru... Vă propun ca în timpul discuției cu Mircea Dogaru să vedem imagini de la parada militară condusă de Carol I în 1897 de Ziua Țării. Vă propun să vedem împreună cu Mircea și cu cei de acasă imagini de la prima transmisie din color, prima transmisie color din istoria televiziunii din România, dispusă de Ceaușescu Televiziunii Naționale în 1983 pe 23 august. Ambele erau zile naționale, și 10 mai și 23 august. Vă propun să ascultăm un cântec foarte drag mie și drag și lui Mircea Dogaru, pe care l-am ilustrat cu cele mai frumoase imagini pe care colegii mei de la Departamentul de Știri le-au filmat astăzi, de 1 decembrie, lângă Arcul de Triumf din Capitală. De ce v-am spus toate astea? Ca să știți că imaginile pe care le veți vedea reprezintă trei zile naționale, reprezintă trei stări de spirit, reprezintă trei situații de ocârmuire a neamului, monarhia, regalitatea, mă scuzați, perioada comunistă și perioada de postcomunism. Și mai fac o precizare, ca să nu avem vorbe la proces, pentru că probabil se vor găsi mulți scelerați care să întrebe ce s-a întâmplat, ce face B1 TV, cum își permite. Benzile roșii, care sunt benzile de forță, informarea de forță a emisiunii, o să le vedeți, conțin și scris românesc, dar una dintre ele, iată-o, conține scris în limba maghiară, este traducerea, o să o vedeți imediat, avem și banda roșie, iată în limba română, de ziua noastră, să ne dea Dumnezeu sănătate, noroc și o soartă mai bună. Mai bag-o și pe aia ungurească încă o dată, imediat o să o vedeți. Singura televiziune care înțelege, iată, este același lucru, de ziua noastră, să ne dea Dumnezeu sănătate, noroc și o soartă bună, în ambele limbi. De ce? Pentru că B1 înțelege că nu trebuie să pună gaz pe foc în ziua țării, în ziua neamului, și să facă jocul nemernicilor care uneltesc pe la hotare, că am început să vorbesc și în versuri, și care fac în așa fel încât, râcâind la ușa istoriei, să zgârie soarta neamului. Eu cred că ungurii din România, cetățenii români de origine maghiară, în semn de respect din partea noastră celor de la B1, merită ca salutul să vină și în limba română și în limba maghiară, adică bilingv, pentru că sunt județe unde ei sunt majoritari. Deci, să începem cu imaginile, le avem deja în plasmă, 10 mai 1897, parada militară de ziua neamului, condusă de însăși majestatea sa, Carol I. În timpul ce aceste imagini document vor curge pe ecran, și 23 august 1983, vă spuneam, prima transmisie color din istoria televiziunii din România, că nu era decât una atunci, aia din Calea Dorobanților, lucram în acea zi, eram de serviciu la Filmoteca Televiziunii, când s-a transmis prima paradă de 23 august color în Republica Socialistă România. Mircea, iartă-mă că te-am întrebat. Continuați. Păi, în spiritul... Ce vrei tu? Azi e ziua în care în vorbești ce vrei tu. Dreptății, ce crezi tu, Mircea, și ce vreau să faci azi? Să vorbești ca realizatorul de emisiuni în care ai fost mulți ani. Nu neapărat ca istoric. Nu pot, pentru că istoricul adevărat nu are voie să mintă. În această situație vreau să spun că ziua de 10 mai este pentru mine ca istoric ziua dinastiei străine. Carol I a venit ca domnitor al României. Calitatea de rege a primit-o la 15 mai 1881. Deci în niciun caz nu este ziua regalității. În partea ecranul te difă inegală. Monarhie eram și înainte. Lumea confundă monarhia cu regalitatea. Deci Carol I a fost domnitor al României până în 1881, când a devenit rege al României. Asta ca să punem lucrurile la punct. Ceea ce am observat noi în
cu mulți ani, nu cu mulți ani în urmă, a fost 9 mai ca ziua Independenței. În mod forțat s-a încercat a se apropia declarația. Asta sunt imagini de la 10 mai 1897. 1897, da. Care a coincis și cu sfârșitul celui al doilea război mondial și mai nou cu ziua Europei. Deci astea erau parăzile armate regale de ziua instituită 10 mai ca ziua venirii domnitorului Carol I în țară, viitorului domnitor Carol I în țară, pentru că au fost nevoie de niște plebiscituri acolo ca să fie confirmat. Și aniversarea a avut sau s-a perpetuat până sub ocupația cominterniștilor de ieri. Cominterniștii de astăzi sunt fiii și nepoții celor de ieri. 23 august pentru mine ca istoric este un act de mare trădare națională care a pus țara la dispoziție ocupantului. Iar ideea lui 1 decembrie, care să spunem ocupa toate mințile și toate inimile, a fost preluată și pusă în drepturi ca zi națională a României după 1989. Dar de ce spui că 23 august a fost o zi de trădare? Pentru că cel care era conducătorul statului în absența regelui Carol al II-lea, care nu a abdicat niciodată, mă refer la mareșalul Antonescu, deja încheiat o înțelegere cu americanii, cu flota aeroamericană, care trebuia să bombardeze pe 26 august pozițiile germane, pentru a permite trupelor române să iasă dintre liniile germane și pentru a permite întoarcerea armelor, pentru că la data aia, după cum se știa de către Maniu, de către Antonescu și de către alții, regele Carol al II-lea obținuse, dacă nu de la americani, în plan politic, de la ruși, un proiect de armistițiu care urma să fie ratificat în 6 puncte, inclusiv cu recunoașterea Basarabiei și Bucovinei în granițele României, cu condiția ca rușii să aibă baze militare pentru protejarea liniei de căi ferate din nord. Asta interesa pe ei, de Bușeu spre Europa Centrală. Documentul se găsește nu la Arhivele Naționale, se găsește în arhiva personalului Carol al II-lea, care a fost foarte tipicar, la fel ca și mama lui. De fapt, au fost mari suverani ai României, nedreptățiți de istorie, Regina Maria și Carol al II-lea. Și este cumplit. A fost arătat mai multor istorici, mulți și l-au copiat. Eu sunt, cred că, singurul până la ora actuală care l-am prezentat la diferite posturi de televiziune, cu ani în urmă. Dar revin la părerea mea, pentru noi istoricii este din ce în ce mai greu să prevezi trecutul. Spune-mi, se schimbă de la o guvernare la alta. M-a întrebat cineva, deci câtă vreme trăiesc persoanele care sunt implicate într-un anumit eveniment, nu poți vorbi de istorie. M-a întrebat cineva și n-am ce să-i răspund. De ce România, ca și Franța de altfel, dintre țările, dar Rusia, Coreea de Nord, scoatem armata pe străzi și centrăm ziua, sărbătoarea de zi națională în jurul armatei și nu facem, de exemplu, ca multe alte țări, Statele Unite fiind cea mai reprezentativă, să facem care alegorice, să scoatem tineretul, să facem confeti, să facem, povești, muzică, fanfare care circulă prin orașe. Adică întrebarea era corectă și am zis, mă, nu știu, dar l-am azi pe Dogarul și-l întreb pe el. De ce România face, oarecum pe model sovietic, zic eu, nu știu, parada militară? Uite, imagine din spatele tău, dă-le pe post, Teddy. Arată ce se întâmpla în 1983. Uitați-vă. În 83, tot de ziua națională, nu fac apologia, îți propun o comparație. Erau scoși pionierii, erau scoși adevărat cu japca, chinuiți, uteciști, dar erau scoși pionierii, uteciști, oamenii muncii și, la final, parada militară. La noi, astăzi și de foarte mulți ani încoace, parada militară este singurul moment care marchează festiv ziua națională. Deci pe 23 august, eveniment zi cu încărcătură militară, eveniment militar legat de ieșirea dintr-o alianță brusc și fără garanții și întoarcerea armelor, ieșea societatea civilă. Astăzi, pentru un eveniment care nu are nicio conotație militară, 1 decembrie, se face o paradă militară. Este o întrebare pe care am pus-o și eu ca istoric. Armata a contribuit efectiv la unire în Basarabia, dar nu e vorba de armata României, ci de cei 300.000 de militari, cei mai mari în grad erau locotenenți, din armata țaristă, care au ei organizat Marele Sfat Național, care au organizat Congresul Național Ostășesc în cele două orașe românești de atunci, Chișinău și Odessa, și au luptat și cu Ucraina Albă și cu Ucraina Roșie, și cu Rusia Albă și cu Rusia Roșie, și cu trupele germane.
și au reușit să obțină unirea Basarabiei pe 27 martie. Vă propun, oameni buni, ca împreună cu Mircea Dogaru și cu cei de acasă, încă o ziua unirii, da? 9 noiembrie, când tot armata a fost cea care, luptând cu aceea, și-a obținut unirea regiunii Hotin, despre care nimeni nu povenește și care fusese zvulsă din Basarabia și care s-a unit mai târziu pentru că o revendicau și germanii, și austriecii, și Ucraina Albă, și Ucraina Roșie. Vă propun, așa cum am zis de la bun început, să vedeți și să ascultăm împreună, nu durează mult, merită, chiar merită, undeva un minut jumate, două, să ascultăm un cântec drag mie și multor români, zic eu, adevărați, care, cu ocazie, ne pune în situația să vă arătăm și cele mai frumoase imagini B1 TV de la parada militară de 1 decembrie. Armata a primit ordinul să stea cu arma la picior la poalele Carpaților, să nu fim vreodată acuzați că am cucerit Transilvania. Unirea țară a făcut-o, națiunea, civilii. Ne-am întors partea a doua a unei ediții cu adevărat speciale. O ediție a emisiunii Se întâmplă acum, de ziua țării, de ziua poporului român, de ziua noastră a tuturor. Din păcate suntem foarte multe popoare. Poporul paralel, poporul penal, poporul sincer, poporul necăjit, poporul din diaspora, poporul de care poporul a uitat și așa mai departe. Și poporul care nu-și cunoaște istoria. Poporul care nu-și cunoaște, din păcate, istoria. Apropo de ce spune Mircea Dogaru, poporul care nu-și cunoaște istoria, vreau să vă arăt și o să o arăt imediat la cadru o carte pe care eu cred că orice om doritor să-și cunoască ultima sută de ani trebuie să o aibă în bibliotecă. Cartea de aur a centenarului Marii Uniri, sub semnătura profesorului Bogdan Bucur. Iată-o. Cartea aceasta, oameni buni, conține sute și sute de documente reproduse, fotografiate și reproduse într-o calitate de mare excepție, documente referitoare, stimați telespectatori, la istoria neamului, la istoria țării, din ultima sută de ani, din ultimul secol. Iată și foarte multe fotografii. Foarte, foarte important este că această carte strânge între coperțile ei aproape tot, dacă nu chiar tot ce este important ca document, fotografie și mărturie scrisă, uitați-vă despre Alba Iulia, despre Transilvania, Unirea, ziarele vremii, Românul, da? Cartea profesorului Bucur reunește, așa cum vă spuneam, tot ce este mai valoros și s-a printat în România, s-a tipărit în România în ultima sută de ani, sau fotografiile care ilustrează momentele cele mai de cumpănă sau cele mai importante ale istoriei acestui neam atât de încercat în ultimii ani, 27-28 după Revoluție, dar atât de încercat și în ultimul secol. Mircea Dogaru, alături de noi în continuare. Câteva puncte de reper, tocmai pentru că istoria nu se cunoaște. Prima halcă de pământ românesc a fost rupt din țara Moldovei de ruși cu sprijin german la 12 septembrie 1740. Teritoriul de la margine, în slavonă Ucraina. Era între Bug, Nipru, Marea Neagră, Sud, Kiev, 44.500 de kilometri pătrați. Al doilea teritoriu românesc furat de ruși, cu complicitate occidentală, în special a Habsburgilor. Deci a fost Transnistria, 69.000 de kilometri pătrați, în 1791, 28 decembrie. Apropo de unire, pe 17 noiembrie 1917 la Tiraspol, întrucât basarabenii au spus scapă cine poate și au oprit unirea pe Nistru, la Tiraspol s-a înființat Consiliul Național Român, s-a proclamat limba oficială limba română, s-a proclamat dreptul de a scrie în limba română, a intervenit orașul Stalin și a lichidat fizic toți preoții, toți cărturarii, învățători și așa mai departe. Sunt frații noștri pe care i-am părăsit atunci și care au luptat singuri. Pe frontul de vest, pentru că ați făcut bine că ați dat în ambele limbi, eu sunt născut la Târgu Mureș. Asta vreau să spun, dăm voi doar pe 25 martie, da? 1919, Ungaria bolșevică a sfaturilor a atacat România. Armata română, în apărarea Unirii, a ajuns la Budapesta și a fost obligată de occidental să predea puterea amiralului fără flotă Miklos Horthy. Da. Asta este istoria reală. Vreau să vă spun, oameni buni, că am o prietenă, Imo se numește, este o prietenă de-a mea din Sighișoara. Aseară stăteam de vorbă cu ea și am rugat-o să-mi traducă cât mai cu suflet și nu atât gramatical și literar corect,
Ceea ce eu vroiam să le transmitem noi, cei de la B1 românilor de ziua lor, să le transmitem și românilor vorbitori de limbă maghiară. I-a fost foarte ușor pentru că îmi spunea la telefon, e foarte ușor, nu trebuie să-mi faci o grămadă de precizări, că trebuie să fie în spiritul și în trăirea maghiarilor din Transilvania, pentru că și noi gândim și simțim la fel de 1 decembrie. Foarte corect. Deci autoarea traducerii pe care am prezentat-o și o să o mai prezentăm, ca semn de înțelepciune și înțelegere a nevoilor neamului la momente de răstriște, și nu mă joc cu vorbele, neamul ăsta are acum nevoie de unitate, de înțelepciune, de discernământ. Să nu punem la suflet, era să zic să nu punem botul, dar de 1 decembrie nu poți să vorbești licențios. Să nu punem la suflet ce vor să ne inducă și să ne împungă cozile de topor din afară și mai ales din țară. Suntem intrați, oameni buni, în anul centenar. Suntem intrați în cartea de aur a centenarului Marii Uniri, cum bine spune în această carte foarte, foarte valoroasă Bogdan Bucur. Cine nu înțelege rostul acestui an, mă tem că trăiește în România sau în împrejurul ei degeaba sau cu tâlhărie sufletească. Ori trăiește degeaba, ori cu tâlhărie sufletească. Țara e la... Greșesc mie ceea ce spun? Vreau să subliniez doar două fapte de contopire sufletească română-ungurească în aniversarea Marii Uniri. Un tânăr atlet ungur, fără mâna dreaptă. A alergat cu tricolorul. Bravo, bă, bravo, mă, Mircea. E al doilea moment fabulos pe care îl faceți. Corect. Și încă un document este adresat lui Codrin Ștefănescu. A, ce ai făcut, îl bași pe Codrin Ștefănescu în discuție? E adresat de revoluționarii români și unguri de la Târgu Mureș. Semnatarii sunt Laszlo Szabo, Berghean Aurel, Manistor, Blaje, Gladislau și așa mai departe. Atrag atenția, revoluționarii români și unguri la Târgu Mureș, că nu înțeleg de ce România răsplătește trădătorii. Că un anume secretar de stat, de care depind ei, are drept șef de cabinet un simpatizant Iobi, care a călcat în picioare la propriul tricolorul românesc. Băi, și care a participat la toate evenimentele iredentiste și trimit documentația cu poze, cu tot ce trebuie. De acord. Au făcut mai multe plângeri penale. Atenție. Deci ce înseamnă asta? Că oamenii cinstiți se regăsesc într-adevăr. Colegii mei de la știri au prezentat în detaliu toate aceste aspecte de la toate nivelurile din țară. Din satul mare, din Ardeal, de peste tot, unde Iobicu, unde ăștia au dat declarații politice, au făcut proteste, am văzut imagini la Târgu Mureș. Eu am vrut în emisiunea de azi să evit. De ce? Să prezentăm ceilalți. Oamenii de bun simț care au făcut... Faptul că un atlet maghiar infirm a pus tricolorul pe el și de ziua Marii Uniri, de ziua națională a țării, a alergat cu tricolorul neamului pe el, să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu știu să spun în ungurește, a tradus IMO și există pe banda roșie. Bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ești un om înțelept, ești un ungur înțelept, ca și mulți alți români, țigani, nemți și de alte naționalități, ca să cităm din clasici. Vă repet, pe parcursul acestei ediții speciale și după următoarea pauză publicitară, vă vom prezenta cele 3 filmulețe pe care le-am ales, crezând eu că sunt reprezentative. O paradă militară condusă la 1897 de majestatea sa Carol I, o paradă și o demonstrație de forță comunistă socialistă, care reprezenta în 1983 prima transmisie color din istoria televiziunii în România, și imagini minunate filmate de noi azi la parada de 1 decembrie pe fondul muzical al unei melodii istorice. Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii dedicată în întregime Zilei Naționale, Zilei Poporului Român, Zilei României. Invitatul meu, Mircea Dogaru. Dar de fapt invitații noștri, ai mei și ai lui Mircea, sunteți dumneavoastră toți cei de acasă, care la un grătar, la o bere, la un pahar de zaibăr, la o pălincă sau o țuică bune de alea românești adevărate, indiferent unde v-ați afla, sărbătoriți ceea ce credem noi că ar trebui sărbătorit țara. Eu cred că trebuie